Dragii mei, bine v-am regăsit la o nouă emisiune, Nova Special. Invitatul meu de astăzi, ca în fiecare vineri, este profesor doctor Ciprian Bâlbă, preot și psihoterapeut. Bine ați revenit în emisiune, părinte. Bine v-am regăsit și la mulți ani. Da. Că ne vedem prima dată anul acesta. Așa este. Da, la mulți ani. Astăzi avem o temă generoasă, iubirea. Ați putea da o definiție a iubirii? Să începem cu ea. Păi ori e generoasă, ori e finită. Sau tot ce e generos e finit. Dacă o definim, înseamnă că îi punem niște limite, niște granițe și... E greu să definești iubirea, la cât s-a scris despre iubire, la cât s-a iubit și se iubește și cum se iubește, e foarte greu. Ar fi doar definiția mea și nici măcar aceasta n-ar fi completă și definitorie pentru mine. Dar m-aș folosi ca să mă scot, să zic așa, de o metaforă. Iubirea este energie. Dacă apa curge și n-are nicio limită, se duce în toate părțile, produce inundații. Iubirea este o apă cu maluri puternice. Deci este un laser, este ceva focusat, este ceva țintit, este ceva în care ești angajat, ceva în care ești implicat trup și suflet, ceva pentru care lupți, ceva pentru care te umilești, ceva pentru care ierți, ceva pentru care înduri frigul, înduri cu răbdare așteptarea, ceva pentru care te pregătești cu ore înainte, ceva după care tânjești așteptând întâlnirea următoare. Iubirea, practic, este energia Universului. Am impresia că și Albert Einstein a spus chestiunea asta. Iubirea este cea mai semnificativă energie din univers. A și scris el, am citit zilele trecute, o scrisoare foarte, foarte frumoasă despre iubire unei persoane. Către de... fiică sa sau... Către o persoană de gen feminin. În care tot așa o definea ca ceva esențial în viața noastră. Interesant. Uite, îmi vine acum în cap o chestiune, că tot sunt la capitolul metafore și poezie. O întrebare. Ce e cel mai rapid în lume? Ce se... Și oamenii sunt, viteza gândului. Viteza luminii. Bine, acum de la soare până la pământ îți vreo o minute, din câte mi-aduc eu aminte, să ajungă lumina. Bun, viteza gândului. Nici o secundă. M-am gândit la soare, m-am gândit la Marte, la Pluto, îs acolo. Nici... fracțiune de secundă. Bun. Dar vine Eminescu și spune că cea mai mare viteză o are gândul purtat de dor. Apropo de Lucifer. Gând purtat de dor. Adică iubire. Uite, asta ar putea fi o definiție a iubirii. Extrem, extrem de ultra rapidă, ca să zic așa. Dacă ne referim, pentru că iubirea are, cum să spun, este extrem de complexă. Avem iubire față de părinți, față de copii, față de semenii noștri, de prieteni, de Dumnezeu, de dușmani, iubirea de vrăjmași. Da. Dacă ne referim la relațiile interumane, credeți că experiența pe care am avut-o în copilărie poate influența modul nostru de a iubi când vom deveni adulți? Sigur că da. În primul rând. Părinții sunt primul model de iubire. Cum s-au iubit ei, asta este tendința noastră să iubim. Cum am văzut în familia noastră. Cum au rezolvat ei conflictele, asta e tendința noastră, în care mergem și căutăm cumva, involuntar, subliminal, să repetăm ceea ce am învățat. De aceea, dacă vrei să-ți crești copiii bine, ca tată și ca mamă, iubește-o bine pe soția ta, iubește-l bine pe soțul tău. Iubirea de acolo pleacă.
Ceea ce aduce o mare dificultate este că oamenii nu conștientizează asta. Și în momentul în care se întâlnesc în relație și se ajunge la romantism, când este și trup, dar este și suflet, confundă asta cu iubirea adevărată. Iubirea aceasta oarbă, cu fluturi. Însă după ce ea trece, apar tiparele de iubire sau neiubire pe care le moștenim din familia de origine. Și atunci eu ar trebui să mă întreb înainte să-mi întemeiez o relație de iubire. Cât a iubit-o tata pe mama? Cum a iubit-o tata pe mama? Cum i-a arătat tata mamei iubire? Și viceversa. Astfel încât să-mi dau seama, ca un fel de autoraportare la un barometru personal, ce presiune atmosferică are iubirea mea. Sau ce potențial de presiune are, pozitivă are iubirea mea față de persoana respectivă. Dacă nu plec de la baza aceasta, mă îmbăt cu romantismul și cred că așa cum este în primele 3 zile sau știu în primii ani, va fi toată viața. Și atunci ajungem la cazuri de despărțire, ajungem la psiholog și care te poate așeza pe drum dacă tu conștientizezi și ți-asumi că ai fost orb când ai ales pentru că n-ai cunoscut niște lucruri. Pentru că ați adus vorba de timp, de lungimea relației. Cum se poate menține această flacără, această intimitate într-o relație de lungă durată? Cu lemne. Da. Focul se menține cu lemne. Da. Sfântul Pavel vorbește de lucruri care sunt ca paiele, lucruri care sunt ca lemnele, lucruri care sunt ca aurul. În foc, fiecare dintre aceste materii se comportă diferit. Și durează mai mult. Astfel, focul acesta al iubirii are nevoie de, nu de cercei de aur. Deși cadourile sunt un limbaj important al iubirii. Darurile, cadourile, micile atenții. Micile sau mai marile atenții. Însă ele nu... Sau banii, ca să mergem într-o chestiune extrem de concretă. Banii nici nu aduc fericirea și nici nu întrețin. Creează iluzia fericirii și creează iluzia întreținerii ei. Dar creează totuși un confort într-o relație. Dar nu e suficient. Da. Nu e suficient. Sunt cazuri în care oamenii au tot ce le trebuie, oferă tot ce le trebuie, îi oferă, uite să mă gândesc la un caz concret, soției tot ce îi trebuie, absolut ce îi trebuie, dar îi oferă și ceva în plus. Prea mult timp liber. Și atunci banii își pierd valoare. Confortul își pierde valoare. Deci e important să oferim persoanei pe care o iubim spațiul de care are nevoie să crească, să se dezvolte alături de noi. Altfel, din prea multă iubire, cunosc relații sfărâmate, relații părinți-copii eșuate lamentabil. Din prea multă iubire. Așadar, dăruiești bani, cadouri, însă asta nu ține iubirea împreună. Uitați-vă la marile divorțuri din showbiz. Amărâți de ei. Nu sunt, sau săraca fată bogată. Și totuși nu se înțeleg. Păi au tot ce le trebuie. Mai trebuie ceva. Nu e suficient. Da. Uneori pentru iubire, nici iubirea nu este de ajuns. E și o carte, se numește așa, cred că am mai amintit de ea. Iubirea nu este de ajuns. Care sunt cele mai des întâlnite greșeli și dumneavoastră, ca psihoterapeut, probabil le-ați întâlnit într-o relație mai lungă care duc la despărțirea cuplului? Să pierde creativitatea. Lucrurile devin monotone, cumva curg așa într-un... să zic așa, într-un flow firesc, undeva între facturi, vasele spălate, papuci desperecheați, aruncați prin casă, mai o cununie, mai un botez, mai o petrecere, mai un anul nou.
Și mai un copil, mai o ședință cu părinții, mai o problemă cu planetara. Și cumva lucrurile, zicem, asta e viața de familie și așteptările noastre se reduc foarte mult. De la a face ceva pentru familie, pentru relația noastră. Nu mai încercăm să ne surprindem. Ce am la un moment dat, nu mai încercăm să ne curtăm, nu mai încercăm să, știu eu, să facem altceva decât am făcut în ultimii ani, apropo de relațiile de lungă durată. Și asta este echivalentul, apropo de metafora pe care ați folosit-o cu flacăra iubirii, este că atunci când nu mai pui lemne pe foc și te aștepți ca el să dureze la infinit. El arde cu o flacără mare, nu mai pui lemne, flacăra se diminuează, nu mai pui lemne, flacăra se stinge, nu mai pui lemne, flacăra, jarul strălucește, nu mai pui lemne, strălucește mai puțin, nu mai pui lemne, se pune cenușă, nu se mai vede strălucirea jarului, nu mai pui lemne, se simte căldura de acolo, însă nu mai este eficientă și atunci, și dacă pui lemne, este prea târziu, că cenușa e prea mare. E nevoie de altceva. De curățare, de da cenușa la o parte, de suflat în cărbuni cu riscul de a îți veni cenușă pe față, nu suflat prea tare pentru că se sting cu totul cărbunii respectivi, iubirea respectivă, nici prea încet că nu este forță suficientă ca ei să-și revină. Asta este munca delicată pe care o au cei care sunt de mult timp împreună, însă nu mai sunt creativi și nu mai alimentează iubirea, combustia iubirii. Există și un exces de iubire? Sigur că da. Sigur că da. Și cât este el de benefic, cât este de dăunător? Păi sunt două variante. Excesul de iubire. Poate fi dăunător sau foarte dăunător. Contrar așteptărilor. Mă, iubirea, mai multă iubire. Nu. Iubirea exagerată este tot timpul dăunătoare. Mai mult sau mai puțin. Sufocă ea? Sufocă, dar e că e sub formă de gelozie. Haideți că ați deschis perspectiva aceasta. Păi ce înseamnă gelozia? Chiar o următoare întrebare s-ar fi referit la asta. Da. E logic, uite ce bine comunicăm. Și ne simțim unul pe altul. Așa trebuie să facă și în relație cei care se iubesc. Să se simtă unul pe celălalt. Dar ca să se simtă, trebuie să se asculte unul pe celălalt. Să fie atent la ce spune celălalt. Nu să folosească timpul celuilalt ca să se gândească cum să-și argumenteze lui ideea. Să-l asculte trup și suflet, ochi, urechi și inimă. Ce înseamnă gelozia? Păi gelozia poate părea o formă de iubire. Mă, e interesată de mine. Mă caută, mă urmărește, îmi trimite mesaje. Pe mine mă deranjează, sunt la serviciu, am problema cu tare, am nu știu ce. Dar nu-i spun nimic pentru că cred că mă iubește. Pe urmă merg acasă și zice, măi, da, stai prea mult pe telefon. Ești prea mult online, ești prea mult pe Google. Bun, ca orice persoană, fiecare are intimitatea lui. Bun, mă uit, intră, dragul meu, ce faci, la ce te uiți? Nu știu, nu înseamnă că nu te iubesc dacă nu-ți arăt la ce mă uit. A, mi-a ascuns ceva. Tace prima dată, nu zice nimic, acumulează frustrare persoana. A doua oară, a treia oară, tace. Băi, respect intimitatea. A patra oară, zice, bă, te-ai ferit de 5 ori de mine. Ce mi-ascunzi acolo? Apar probleme. Apar gelozii. Apar confiscări. Se pierde libertatea în iubire. Iubire. Se pierde spațiul dintre cei doi. Nu mai are loc. Faptul că tu vii pe mine și mă sufoci. Înseamnă că mă strângi de gât. Îmi iei aerul. Asta înseamnă că ai depășit o zonă de intimitate care mi-afectează viața mea personală. Intimitatea cu mine însumi. Nu mai avem spațiu. Relația, așa cum spun, este formată dintre elemente. Eu, tu și spațiul dintre noi. Faptul că eu vreau să te controlez înseamnă că sugrum spațiul dintre noi și automat nu mai ai ce să respiri. Nu mai ai aer curat. Numai că această gelozie vine fie învățată, cum mă întrebați mai devreme, de la părinți, din familia de origine, în care mama sau tata s-au manifestat la modul acesta, fie din iubire
slabă de sine, lipsă de respect, de stimă de sine, de prețuire de sine. Păi când tu știi cine ești, ca bărbat sau ca femeie, știi ce potențial ai, știi ce valoare ai, știi că oferi ceva partenerului tău, familiei tale, ești acolo, știi cine ești, atunci nu mai ești în limbă după ea. Pentru că tu știi că dacă el sau va face o altă alegere, va pierde niște lucruri. Dar pentru asta trebuie să fii conștient de ceea ce poți oferi, de valoarea ta și de ceea ce pierde celălalt. Și atunci tendința nu este de a-l controla pe celălalt, să nu mă părăsească. Tendința este să-mi adaug plus valoare, da? Har peste har, valoare peste valoare, astfel încât să-i fie greu să mă părăsească. Să-i ofer calitate, să-i ofer timp de calitate împreună, să-i ofer încredere, să-i ofer iertare când greșesc, să-i ofer asumare de realitate. În fond și la urma urmei, dacă vorbim de un bărbat, să-i demonstrez că am fund în pantalon și că se poate baza pe mine. Și atunci nu mai e nevoie de gelozie. Gelozia este a oamenilor slabi, a oamenilor care nu cred în ei. Până la un punct a celor care îi iubesc. Dar când sufoc, așa cum a sugerat dumneavoastră, foarte plastic și real, atunci ea devine stimă de sine scăzută. Și e greu să-ți petreci viața cu un om care nu crede în el, care se teme de orice, care trăiește iepurește, tot timpul cu frică să nu piardă și focusul lui e cum să-ți câștige atenție. Bine, sunt și alte explicații. Atașamentul format în copilărie, relația cu mama sau cu figura semnificativă din copilărie, dacă a fost o relație nesigură, da? Atunci tu, ca și copil de 1, 2, 3 ani, ai experimentat lumea prin ochii, brațele, vocea, căldura, dragostea mai mare sau mai mică a mamei. Și dacă mama ți-a fost nesigură sau tata a fost nesigur sau relația lor ți-a inspirat multă neîncredere, cu siguranță că vei vedea lumea ca nesigură când vei fi adult. Și când o vezi nesigură, ce faci când te dezechilibrezi? Te apuci de orice și te prinzi. Nu contează că e un suport potrivit sau nu. Asta este gelozia. Te agheți de orice. Și când te agheți de orice, strici. De multe ori, iubirea alunecă, sau nu știu dacă chiar este o iubire, ci se transformă într-o boală. Vedem oameni, și nu puține sunt, mai ales în ultima perioadă, viața este agitată, probabil sunt probleme foarte multe și dezechilibrează unele persoane. Vedem persoane care țin, spun ele, tare la cineva, și spun, femeia, de exemplu, nu mai vrea să stea cu el, din vari motive. Și el spune, eu te iubesc foarte mult, dacă nu vei fi a mea, nu vei fi a niciunuia. Și se ajunge până la crimă în unele cazuri. Cum calificați astfel de oameni? Nu calific oamenii. Vorba lui Caragiale. Caragiale, urâm trădarea, iubim pe trădători. Urâm păcatul, iubim pe păcătos. Până la urmă, pe asta se bazează și iubirea de vrăjmași, iertarea oamenilor care ne greșesc. Adică nu-i confundăm cu gestul, cu păcatul, cu greșeala lor. Da, e patologie pură. E patologie pură. Să intri într-o relație cu un astfel de om, într-adevăr, înseamnă că ai fost orb. Un om care e în stare să facă lucrul acesta. Ori ești cu el, ori nu există. Înseamnă că nu există. De spațiu acela care nu există este chiar mortal. Deci trebuie să știm un lucru. În iubire, distanța este esențială. Da? Dacă te simți de depărtări, departe cumva, parafrazez niște versuri ale lui Virgil Carianopol, nu mi-l aduc acum aminte exact, oricât ți-ar fi de greu, mărește și mai mult depărtarea, căci depărtarea apropie mereu. E vorba de perspectivă. Dacă te apropii foarte mult de un om, îi simți imperfecțiunile, îi simți respirația,
simți mirosul specific, îi vezi mai bine ridurile, imperfecțiunile, și suflete și trupești din punctul acesta de vedere. Dacă păstrezi o distanță, tabloul îți oferă toată frumusețea lui. Un peisaj, o iarbă, un gazon arată perfect când te uiți de la o distanță, o anumită distanță de câțiva metri la el. Dacă te pui și te uiți la fiecare fir de iarbă, o să vezi că cresc în toate părțile. Cât de perfect arată el de la distanță, este imperfect. Acum, asta nu înseamnă să băgăm sub preș mizeria până când preșul nu mai atinge parchetul sau gresie. Da. Nu. Nu înseamnă să nu vedem ceea ce este de văzut. Însă dă-i omului voie să fie imperfect. Acceptă lucrul acesta că ești imperfect și că persoana cu care ești în relație sau oricare relație cu prieten, coleg, părinte, copil, vecin și așa mai departe, este imperfect. Când ai înțeles lucrul acesta, vei renunța la așteptări de la oameni, vei renunța la așteptări de la tine însuți și îți vei da voie să trăiești perfect cu imperfecțiunea ta și vei avea o relație perfectă cu o persoană imperfectă, cum și tu ești imperfect. Deci când acceptăm lucrul acesta, vom renunța la perfecționism. Ne permitem să fim noi înșine, avem acceptare, avem iertare și vorba nevestimii de acum câțiva ani, la începutul relației, câțiva ani bun, că suntem de 20 de ani împreună, o, Ciprian, ce fain e când mai greșești și tu. Adică nu, când nu mai ești așa perfecționist, când nu mai ai așteptări, când nu mai ești atât de critic, când... Deci o persoană care insistă foarte mult, chiar dacă are dreptate, devine o povară pentru celălalt. Și numele dreptății și al adevărului, multe relații s-au sfârmat. Da. Cum zicea un mare, mare preot, de aici din Făgăraș, Părintele Protopop Zaharia, eu zic ultimul mohican, că a fost protopop, nu știu, zeci de ani, cred că peste 30 de ani a fost protopop după dumnealui, funcția asta a durat mult, mult mai puțin. Și zicea așa, măi Ciprian, și înainte de căsătorie cască bine amândoi ochii, iar după aceea mai închide câte unul. Foarte important. Și apropo de lucrul acesta, îmi place foarte mult, cred că l-am mai zis și o să-l zic, pentru că repetiția e mama învățăturii, pacea e de 4 ori mai importantă decât dreptate. Da. Nu contează cine are dreptate. Într-o relație care merită și miza merită și e foc, contează să fie pace. Dar în roluri interșanjabile. Că dacă eu tot timpul las de la mine de dragul păcii dreptatea, tot timpul las de la mine și tu nu lași nimic, la un moment dat se va rupe planetara pe partea dreaptă pe care sunt eu și nu mai merge mașina. Da. Ca să zic așa. Mașina familiei. Deci trebuie să facem cu schimbul să fie greutatea și presiunea echilibrată pe ambele roți, să zic așa, ale mecanismului familiei. Dacă pot să reduc așa familia la definiția asta de mecanică clasică. Cum putem găsi un echilibru între iubirea față de aproapele tău, de exemplu față de soție, față de copil, și iubirea față de divinitate? Sunt cazuri, am auzit cazuri, în care bărbații erau nemulțumiți că a căzut, vorbesc, așa se folosesc un cuvânt, nu știu dacă e tocmai potrivit, a căzut soția într-o pasă religioasă și neglijează familia. Mm-hmm. Da. Și era foarte nemulțumit. Ce să fac? Da. Ne neglijează, e tot cu religia, cu biserica, cu... Da. Și pe... Sfântul Pavel spune că bărbatul necredincios se sfințește prin femeia credincioasă. Acum, ce înseamnă femeie credincioasă? La un moment dat eram la o lansare de carte la Brașov și după ce am prezentat-o, a vorbit și invitatul meu care a fost acolo și a prezentat cartea respectivă, am oferit sesiunea de autografe și o doamnă zice, părinte, eu vreau să iau
5 cărți. Păi zic, toate sunt la fel, doamnă, nu e volumul 1, 2, 3, 4, 5. Ce, dar vreau să le dăruiesc. Pentru că astăzi, după, știu, au trecut ani, 10, 15 ani, știu, de relație, soțul meu a intrat în biserică. Da? Cum s-a întâmplat? Păi ce, n-avea treabă cu mine, nu mă judeca, nu făcea mișto de mine că merg la biserică, nici eu am încercat să-l conving și cu post, și cu cutare, și cu relații, cum să zic, reglate cumva în timpul, în perioada postului, așa. N-am mers, l-am lăsat în plata Domnului și eu mi-am văzut de treaba mea cum am putut. Nu i-am mai zis nimic. El nu zicea nimic. Și astăzi a zis, de dimineață, era într-o duminică după amiază, vreau să merg și eu cu tine la biserică. Sunt recunoscătoare lui Dumnezeu și vreau să dăruiesc în semn de recunoștință. Contează foarte mult să fii credincios, dar nu bigot. Să fii înțelept, dar să nu fii perfecționist. Să fii răbdător. Să lași timp celuilalt. De fapt, a respecta pe celălalt înseamnă al iubi cu adevărat. Când vreau să te schimb, nu te iubesc. Era o metaforă. Dacă iubești o... Dacă apreciezi florile, le cumperi și le dăruiești persoane iubite. Dacă le iubești, nu le rupi. Da. Deci, diferența între validare și aprobare, ca să zic așa. Faptul că eu zic, te ascult și zic, către tine, înseamnă că te validez, nu că sunt de acord cu tine. Da? Adică dacă tu îmi spui, te-am făcut cu tare, un comportament de care nu sunt, cu care nu sunt de acord, eu mă uit și zic, da, da? Nu înseamnă că sunt de acord cu tine și că suntem la fel și eu fac același lucru. Înseamnă că te ascult, îți respect decizia ta, te ascult pentru că asta te face să te simți mai bine, sunt curios de ceea ce îmi vei spune. Mă interesezi, atât vreau să spun. Asta nu înseamnă că ești de acord cu comportamentul tău. Nu înseamnă că îți validez că îți aprob comportamentul tău. Eu te validez pe tine ca om, ca prieten al meu, ca iubita mea, ca soția mea, ca și copil al meu, când îmi spui ceva. Însă faptul că te validez pe tine ca om înseamnă că nu înseamnă că îți aprob comportamentul respectiv sau alegerea aceea mai mult sau mai puțin inspirată. A nu se confunda lucrurile acestea. Mai avem foarte puțin timp, da. Ne apropiem de sfârșitul emisiunii, totuși vreau să vă mai pun o întrebare. Vă rog. Cum putem gestiona diferențele de opinii astfel încât ele să nu otrăvească iubirea? Diferențele de opinii hrănesc iubirea. Numai că diferențele trebuiesc gestionate. Și în momentul în care tu ai crescut într-o familie în care principiul a fost, mă gândesc la un caz real, da? În care principiul a fost, în orice familie, femeia nu trebuie să lipsească nici o noapte singură de acasă și tu te căsătorești, da? Deci asta era de acum 30 de ani, tu te căsătorești acum și... Zice soția, uite, vreau să mă duc cu prietenele într-o excursie. Da? Și tu mergi pe principiul ăla pe care l-ai văzut la părinții tăi, categoric pot ieși scântei și care să nu alimenteze flacăra iubirii. A accepta diversitatea este a te accepta pe tine însuți, a conștientiza că tu, pentru alții, față de alții, ești diferit. Chiar ciudat, chiar bizar, chiar deranjant de diferit. Ori e destul de nedrept ca să te vezi pe tine așa, iar pe celălalt să-l vrei după, ca la podul tău, după chipul și după asemănarea ta. Și atunci cu înțelepciune, cu conștientizare, cu muncă, da? Intenționată și cu conștiință extinsă de sine și a relației noastre, putem să acceptăm diversitatea dintre noi. Dar pentru asta nu trebuie să încep cu o acuzație față de tine, ci cu
o afirmație despre mine, cu un mesaj de tip eu. Când tu faci așa sau te gândești să, nu știu, lipsești, ca să merg pe exemplu acesta, lipsești o noapte de acasă, eu îmi dau seama că tatăl meu mergea pe principiul acesta și a făcut scandal mamei odată când a lipsit o noapte de acasă, că a rămas la părinții ei. Și am rămas cu sechela aceasta și cu principiul ăsta pe care au mers părinții mei și de atunci mama n-a mai lăsit nicio noapte de acasă fără tata. Și cred că de acolo mi se trage și atunci simt că pierd cumva controlul relației, siguranța relației noastre, dacă tu pleci noaptea de acasă. A, da, dragul meu, uite, te înțeleg în chestiunea asta. O să încerc, uite, să nu mai plec. Sau, uite, cum ai vrea să procedăm dacă eu plec o noapte de acasă? Uite, odată la oră ți-aș putea trimite un mesaj sau mă poți suna când vrei tu și putem vorbi. A, ok, mersi. Deci dacă se ajunge la o discuție de nivelul acesta profund, diversitatea de opinii poate fi acceptată. Altfel, drumurile se bifurcă. Părinte, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Cu mult drag, cu mult drag. Și eu vă mulțumesc. Dragii mei, până la viitoarea emisiune, Mihai Maga vă dorește multă sănătate și liniștea pe deplin meritată.